Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis la Teheran, unde participa la învestirea președintelui iranian Masoud Pezeshkian, a confirmat gruparea teroristă Hamas miercuri. Plângem moartea lui Ismail Haniyeh, care a fost ucis într-un atac sionist asupra sediului din Teheran, după ce a participat la petrecerea de numire a noului președinte iranian, a anunțat Hamas. Haniyeh este cel mai important lider al Hamas ucis după 7 octombrie. Potrivit agenției IRNA, administrată de stat, Haniyeh și un agent de securitate iranian au fost uciși în reședința de la Teheran în care stăteau. Oficialii din Israel nu au comentat incidentul. Vestea asasinatului a venit la mai puțin de 8 ore după ce un alt atac aerian israelian la Beirut l-a ucis pe comandantul Hezbollah Fuad Shukr marți seara. Shukr a fost responsabil pentru atacul mortal cu rachetă de sâmbătă asupra lui Majdal Shams, care a ucis 12 copii în statul Druz. Shukr este considerat numărul 2 în Hezbollah după șeicul Hassan Nasrallah. Mulți cred că asasinatele marchează un punct de cotitură în războiul dintre Israel și inamicii săi din Orientul Mijlociu. Un alt oficial din Iran au declarat miercuri pentru New York Times că liderii politici de vârf ai Teheranului au fost, cităm, în stare de șoc total din cauza asasinării dramatice a înaltului oficial Hamas, Ismail Haniyeh. Potrivit politicienilor iranieni, acest asasinat pune la îndoială atât reputația securității Iranului, cât și capacitatea acestuia de a-și proteja granițele împotriva unor astfel de atacuri. Clădirea în care se afla Haniyeh era o clădire de protocol al gărzilor Revoluției Islamice, extrem de puternic securizată. Un alt detaliu important al atacului este că liderul jihadului islamic Ziad al-Nakalah se afla și el în interiorul aceleiași clădiri în care stătea Haniyeh, dar acesta nu a fost rănit, ceea ce poate indica precizia atacului împotriva lui Haniyeh, dar care nu s-a dorit să-l elimine și pe Nakalah. Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, a subliniat miercuri că Statele Unite nu au fost implicate în eliminarea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran, dar a refuzat să speculeze cu privire la urmările acestui incident. În același timp, el a promis că Statele Unite vor continua să susțină o încetare a focului care să pună capăt războiului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas. Dezvăluirile recente despre tentativa de asasinare a fostului președinte Donald Trump au scos la iveală lacune uriașe în cadrul serviciilor secrete americane. În timpul unei audieri importante de marți de la Capitol Hill, directorul interimar al serviciilor secrete Ronald Rowe a mărturisit despre neglijările semnificative ale măsurilor de securitate ale agenției. În mărturia sa în fața a două comisii din Senat, Rowe a recunoscut că eșecul serviciilor secrete de a asigura acoperișul de pe care a tras bărbatul în armat a fost o eroare gravă. M-am dus pe acoperișul clădirii de unde atacatorul a tras și m-am întins într-o poziție înclinată pentru a evalua linia vizuală. Ceea ce am văzut m-a făcut să mă rușinez, a declarat Rowe. Remarcile sale reprezintă cea mai clară recunoaștere a vinei pe care o poartă agenția pentru eșecul de a-l proteja pe Trump în atacul din 13 iulie. În timpul audierii, Rowe a mai subliniat că eșecul nu a aparținut autorităților locale de poliție, ci serviciilor secrete. Italia a fost atenționată la cea de-a 48-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite din 16 iulie, că trebuie să lucreze la o nouă lege a libertății religioase care să reflecte diversitatea religioasă reală a țării. Într-un raport comun prezentat Consiliului, Alianța Evanghelică Mondială, Alianța Evanghelică Europeană și Alianța Evanghelică Italiană au criticat natura învechită a procedurilor prin care minoritățile de credință, cum ar fi bisericile evanghelice, trebuie să aibă legătură cu statul. Singurele legi naționale privind libertatea de religie sau de credință au fost adoptate în perioada fascistă, între anii 1929 și 1931, au spus grupurile evanghelice. De atunci, Curtea Constituțională Italiană a abrogat unele elemente ale acestor legi vechi de un secol, dar, în ultimele decenii, toate încercările dintre guvern și reprezentanții comunităților religioase de a aproba o nouă lege privind libertatea de religie au eșuat. Lipsa unei legi care să protejeze libertatea de religie sau de credință afectează societatea italiană în ansamblu și permite discriminarea religioasă în mai multe contexte sociale, se mai arată în raport.